Trusa de plută. Prim ajutor. Salut! Am venit o oră la pescuit în pădure, ca niște copii, la plută, cu viermuși. Asta e balta? Este super baltă, foarte sălbatică, crengi în apă peste tot. Am venit cu Marius, încercăm să prindem pește și să ne relaxăm o oră. Atât poate el, așa că vedem ce prindem, ne relaxăm puțin și mergem acasă. Hai să vedem ce iese. Cel la copacul ăla acolo, aici e apa mică, dar uite, am pus aici 30 cm de apă, dar ar trebui să fie împrăștiați pe aici, dacă nu, care ar trebui să fie babuști. Și dacă vă întrebați cu ce pescuiesc, o plută pe fir, două alice mici de plumb și un cârlig de 16, cred, cu doi viermuși. Asta e tot, pe firul principal de 0,16. Atât. Vreau să încep să văd trăsături și când sunt trăsături, atunci îmi dau seama pe unde sunt. Arunc așa în derută. Opa, trăsătură. Am prins. Yeah! Marius! Chiar pe Marius, ia uite, primul pește, un călășel mic. Hai să-i fac și o poză, nu știu câți mai prind. Dar oricum, aici sunt, am dat de ei. Frumos de marginea susa buzei. Dăm drum. Hai să vedem ce mai este acolo. Băi, ce mergeam niște ochelari de soare. Ia uite, vezi? Alată. Aaa, l-am scăpat. Nu. Hai că sunt pe fund, se pare. Că iar îmi trage. Ia uite-l. Oh! Nu cred că a ajuns somnul pitic aici. Nu cred. Deci aici nu era somn pitic și n-are niciun sens să fie, că e... Cred că l-a băgat cineva. Probabil. De răutate. Da, na, deci cum să strici, mă, așa apă cu somn pitic? Ia uite. Păi de acolo, la crengi. Acolo. M-am dat acolo la copacii aia. Sper să miște ceva. Sper că nu deranjează soarele ăsta prea tare, că bate fix în față. Opa. A fost un pește mare. A fost un pește mare. Este frumos. Uite-l. Mamă!
chiar spre Carasie asta. Ia uite-l. Super tare. Hai să facem și o poză la asta. Ia uite-l. Acolo așa-l mai frumușel. De se pare că acolo în față, în groapa aia, este pește. Acolo. Da. Mai poți sta 2 minute? 2 minute. Vin. Pa. Da. Pa. Da. Vamos. Hai.